Ce vrem? Sentimente, Gogule, aia. Vrei să fii soția mea? Asta vrei să fie mama noastră? Nesimțita asta s-a băgat în patul tău? Urcă-te, domne, în mașină, că-ți plătesc eu benzina și vină un coace la mare. Mama nu o să fie niciodată fericită cu omul ăsta pentru că ea are alte standarde. Ia mai lasă-mă în pace, că-i fata mea. Nu se poate să-mi las copilul, da? Vă dau în judecată, să știți. Copilul vine cu noi de bunăvoie, nu? Da. Mă, tu cumva ai făcut hip-hop cu Pamela mea? Da. Victor, vreau să divorțăm, la notar. Ce trec la motive? Nu mă întrebați pe mine. Păi, dacă nu este acord din partea ambelor părți, divorțul nu se poate întâmpla. Minciuni? Un copil dintr-o altă relație? Câți ani aveți, doamna Morante? 22. Și de cât timp sunteți căsătoriți? Un an și o lună. Într-un an și o lună ați trăit cât trăiesc altele într-o viață întreagă. Asta pentru că aleg să nu reacționeze la prima greșeală. Mama mea și-a luat în freză de la tata după 23 de ani de căsnicie și 3 copii. Eu nu vreau să ajung acolo. De asta vreau să o divorțez. Eu nu am înșelat-o. Am avut o aventură cu altă fată, dar când noi doi, mă rog, eram certați. Și vă certați des? Nu înțeleg ce relevanță are chestia asta, scris la dosar sau ce. Nu, întrebam și eu de curiozitate. Un an de zile am fost în luna de miere și a fost totul minunat. Când ne-am întors în țară, totul s-a stricat. Ne certăm și de 10 ori pe zi. S-a stricat tot. Păi și de ce nu plecați din țară? Morante nu e nume italian? Mă rog, nu e treaba mea. Merg să listez astea, după care dumneavoastră semnați ambii și totul e gata, da? Nora, Nora, hai scoalti, mamă. Hai că întârzi la farmacie. Nora, scoalti odată! Hai că torn o cană cu apă pe tine! Ce ai, am... Ai băut? Am băut, da. O sticlă de vin? O sticlă de vin, da. Ești, te rog frumos, lasă-mă. Nu ies! Gata. Nora, spalti... Scoalte și haide că ai da, 3 mama. Copii de crescut. Da, mama, da, mama, sunt o mamă degenerată cu 3 copii. Ești mulțumită? Hai, hai, haide. Uite, mă duc la baie. Poftim. Hai să văd cum mergi. Uite cum merg, na. Yeah.
Ei, lasă, Emilaș. Las că există acolo un Dumnezeu sus și el nu bate cu parul. Alo? Da, vă rog. Voiam să vorbesc cu Miki. Nu e telefonul Miki Goga? Este telefonul lui Miki Goga, dar Miki Goga nu mai răspunde pe acest telefon. Vreau să-i las un mesaj. Sigur, dar îl va primi la anul pe vremea asta. Păi, dar tu cine ești și de ce faci mișto de mine? Eu sunt Mona, asistenta și sora lui Miki Goga. Fratele meu mi-a lăsat telefonul pentru că el a plecat într-un an sabatic. Un an sălbatic? Unde și cu cine? Sabatic, nu sălbatic. Mă rog, un an de zile colindă lumea, visează cai verzi pe pereți și nu răspunde la telefon. Și de ce face el asta? Ca să se liniștească la cap. Auzi? Eu știu cine ești. Zou? Da, Miki ți-a lăsat o scrisoare la el la birou. Dacă vrei, poți să treci să o iei. Tu te dracu de nebună, îmi lasă el mie scrisori ca pe vremea lui Pazvan Techioru, na. Ce frumoșică sunt. Stai, unde pleci, fă nebună? Nu vezi că copilul are febră? Și ce să-i fac, mă, nene, mă, dacă are febră? Să-i dai niște picături, un sirop, ceva de mâncare. Eu am timp să-i dau, n-am timp, neatănase, n-am timp. Păi, dar să stai cu picioarele în V, V de la Victorie, ai avut timp. Aolo, nu ți-e rușine, un bătrân vorbește așa? Nu, că avea dreptate, Victoraș. Da, dacă erai fată cinstită, nu te aruncai ca Oriană pe primul băiat de la bar. Stătea băiatul, bea un suc acolo și tu, hop, ca Oriană, săracul Victoraș. Nu ți-mi ies o coteală, da? Nu ți-mi ies o coteală. V-am adus aici copil, v-am adus bucurie în suflet în casă, în loc să mulțumiți. Oricum stăteați toată ziua în casa asta, nu făceați nimic. Tiroidă, o bradnicu. Hai, Neatănase, din 4 în 4 ore vezi dacă are febră și dacă are un pic siropel, dacă mai e. Da? Unde pleci? Oh, tiroidă. Am treabă. Altă întrebare mai ai? Și mă rog, ce treabă? Am o treabă la dracu. Altă întrebare ai? Hai, pa! Dracu, doamne, înge, pe centură! Pe centură! Vai, nu pot să respir. De ce plângi acum? De proastă. Miruna, ce căutăm noi aici? Zici mie, de ce nu plecăm? De ce nu fugim noi doi? Nu înțeleg. De ce nu sunt puternică? De ce nu... De ce mă doare așa tare? Pentru că mă iubești. Și pentru că și eu te iubesc. Și știi asta. Nu, Victor. O să-mi revin. O să-mi revin și o să fiu din nou fericită. Lasă-mă. Dacă mai aveți de discutat, o să vă mai las. Nu, nu, dați-i semnez. Nu citești mai întâi. Citește. E sigură că vrei să facem asta? Că aveți o lună întreagă să vă răzgândiți. Ia zi-mă ce vrei. Îmi trebuie bani, te rog. Bani? Nu ți-am dat bani până acum sau ce? Te rog, trebuie bani. Bă, pe bune, eu cred că îmi pierd timpul cu tine. Am avut o înțelegere. Mi-ai cerut niște bani, ți-am dat când mi-ai cerut. Ce mai vrei, că nu înțeleg. Ascultă-mă, eu am mințit și mi-am riscat pielea pentru tine. Așa? Dă-mi și tu acum niște bani, te rog. Am nevoie ca să-mi salvez viața. Să salvez viața? Bă, da, de unde ai vrerile astea, frate? Și eu am salvat-o pe a ta. N-am bani, bine? N-am de unde să-ți dau. Nu mai am niciun ban din ce mi-ai dat, pentru că iubitul meu se droghează. Uite cum m-a bătut până mi-a luat pe toți.
Crezi că mă omoară dacă nu-i mai aduc? Te rog, dă-mi bani. Te rog. Dar până mă omoară el, mă duc la Victor Morante și spun că nu e lui copilul. Olimpia, știu că nu am absolut nicio scuză. Nora, ai venit la mine, mi-ai spus că nu ai bani să-ți plătești rata la casă. Păi chiar nu am cu ce să plătesc rata la casă. Nora, eu n-am lipsit de la muncă niciodată, pentru că am uitat. Am înțeles. Dar te rog să înțelegi și tu că sunt un om care a trecut prin foarte multe deodată și cred că am cedat. Uite ce. Cât îmi povestești tu, dragica ta, viața, mă ajut să aranjăm produsele astea. Oh, da, iartă-mă, te rog. Sigur. Tu ești așa mai măluță de felul tău, adică n-ai inițiativă, n-ai făcut niciodată ceva așa cu mâna ta. Nu, am avut o femeie la curățenie până acum un an de zile și nu, n-am muncit nicio zi din viața mea. Eu să-și bea o cafea. Și eu... mă duc să fac o cafea, da? Da. Eu. Mă duc să fac o cafea. Iartă-mă, nu. O fac eu. Acum, o fac eu. Lasă. Uite, știi ce? Faci tu la prânz cafea. La prânz. Da. Pune-ți halatul. Imediat. Te aștept neîntrată, țara. Doar cu mama puișor. Hai, uită-te la el, fă așa, uită-te. Că nu doar, aoleu, vezi? Vine, vine primăvara, doar cu mama puișor. Și după ce că m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și mai frumoasă, nici măcar n-a fost în stare să aibă grijă de copilul nostru. Doamne, ce om! Ce om! El a spus că Eva... au luat-o cei de la protecția copilului pentru că ea ar fi zis că nu i-a plăcut supa de broccoli, dar în fine, în omul ăsta oricum nu poți să ai încredere nici când... doarme. Dar de ce i-ai lăsat pe copii în grija Mandei? Dar nu i-am lăsat. Au vrut ei să stea acolo. Uite ce e. Tu trebuie să te bați pentru copiii tăi ca o leoaică. Eu dacă puneam piciorul în prag atunci cu Lavinia când nenorocitul l-a dus la ziua prietenului lui. Poate că Lavinia încă trăia azi. La ce oră te vezi cu fata? La 3. Hai, dă-i bătaie. Dă-i bătaie. Ce facem acum? Eu o să mă duc la mama, pentru că are nevoie de mine. Ok. Cum vrei tu? Cum vreau. Avem o lună la dispoziție să ne reîndrăgostim, să fim din nou ca la început. Nu știu cum să procedez acum. Așa. Ți-amintești când oameni din eu cam dat. Dau pe plajă gol în dușul când mă săru. De ce o iubesc eu pe fata asta ca un disperat? De ce am făcut un copil cu o necunoscută? De ce l-am lăsat pe tata să plece și nu m-am luptat ca să mă creadă că sunt fiul lui? De ce am plecat de acasă și nu am stat aici ca să-mi fac un rost al meu pe lume? O vreme am crezut că mor, că sunt pe marginea prăpastiei. Apoi m-am îmbătat de iubire, apoi m-am îmbătat de singurătate. Am crezut în ea că mă iubește, că mă înțelege, că mă sprijină, că va fi lângă mine. Până când moartea ne va despărți. O să ziceți, a fost să fie. N-a fost să fie soare și pe strada mea? Da? De ce? N-am urât pe nimeni. N-am făcut rău nimănui. Dar oare bine am făcut cuiva?
sau mereu și mereu și mereu am trăit dus de val și nunta mea cu ea. Nunta noastră s-a făcut mai mult pentru tata mare de la Constanța și blestemele familiei și mai puțin pentru mine și ea. Mereu am trăit pentru alții. De asta cred că a venit momentul să trăiesc pentru mine. Acum chiar nu-mi pare rău că am făcut pasul ăsta. Finalul discuției noastre la notar mi-a arătat că Victor e ca toți bărbații. Rece și indiferent. N-a făcut nimic la plecare. Nu m-a invitat nicăieri, nu m-a implorat să-l iert, nu m-a furat pe un cal alb să mă ducă... chiar unde să mă duc. Parcă o aud pe profa de psihologie din liceu. Șerban, tu suferi de sindromul cenușăresei. Adică stai în odaia ta plină de cenușă și ca o fată oropsită freci podelele și transpiri abundent și dintr-o dată, când tu, Șerban, ridici privirea din cârpe, vine prințul cu numărul potrivit de pantofi și brusc ți se schimbă perspectiva și toată lumea e fericită. Gata. S-a terminat cu cenușăreasa. De azi, sunt mama albei ca zăpadă. Mașterea care joacă bărbații pe degete. Femeia dură și fără scrupule, care nu mai plânge niciodată din dragoste. Să rămână, am venit. Bunica, dragul bunichi! Doamne, doamne, ia să te văd. Ia. Ia, vezi, să nu fie opărit pe față. Ia, du-te tu, spalte pe mânuțe, schimbă tricoașul și vine să-ți dea bunica o dulceață de cireșa mare. Da, bunii. Dar de ce te porți tu așa cu mine? Ca în fundul Moldovii sau cum? Exact. Auzi, du-te, vezi-ți de treaba ta și lasă-ne în pace. Nu cred că e treaba ta să-mi spui mie ce să fac. Ba, eu cred că am citit ceva mai mult decât tine. Mm. Da, și-s mai cultă. Și oricum am principii morale la care nu mă abat. Păi nu știm noi. Păi morale, dacă la înțelegi școală, ce vreau să zic. N-ai luat pe șcheș niciodată. Da, păi gata, n-am știm. Luat, să știi. Vezi că o să-și bată vagabonda aia joc de tinii, de o să ajungi la bătrâneți în curul gol, să n-aibă cine să-ți dea un par cu apă. Azilul, bunii! Aha, hai, putem. Fă ce vrei, lasă-ne în pace și adă fata acasă. E clar cu cine seamănă fita. Oh, ce faci, nene? Nu insist să am conversația asta. Da, da, ce flori frumoase ai luat. Foarte frumoasă. Zarzavată, nu? E bine, tocmai curățau cartofi. E... excelent. În locul tău nu m-aș duce cu asta. Ești penibil. Da? Instalatorul știe sensul cuvântului penibil? Foarte interesant. Instalatorul poți să-ți dea și cu o cheie franceză peste ochi. Termină cu prostiile. Parcă ești muiere. Dar n-am zis nimic. Dacă mă mai vezi de acum încolo, închide robinetul. Că nu pot să mă abțin la infinit. Bună! Nu dau lecție azi. Păi poate nu de asta am venit. Păi nu văd ce subiect de discuție am putea avea noi doi. Poate am venit să dau rețeta aia de ciorbă. Auzi, uite, ieri s-a deschis un restaurant drăguț aici în cartier și am mâncat o ciorbă. Și jur pe mama că era mult, dar mult mai bună decât a ta. Zău? Zău! Azi, mă, dorulețe, tu-ți mai aduci aminte când ți-am dat o palmă aici la sala de sport? Da! Și eu sunt împotriva violenței, da? Mă, vreau să știi că palma aia a fost din iubire. Nu mă interesează. Ba, să moră, bă, mănânci ficații. Ce ești, mă, azi, Robocop sau Terminator? Sunt ce vreau eu. Ai înțeles? Băi, dorulete. Ce băi, dorulete? Bă, de ce nu vorbești cu mine? Pentru că nu suport trădarea, de-aia. Dar ce trădare? Că eu l-am refuzat pe Michi. Ce trădare? Vezi? Nici minciuna nu-mi place. Și acum sunt mult prea nervos, așa că dă-te din fața mea, vorbim mâine. Hai, du-te de aici. Touch the sky, I wanna fly so high, I wanna be your only light.
touch the sky. Touch the sky. I wanna fly so high. I wanna be your only light. I wanna touch the sky. I wanna fly so high. I wanna be your only light. Baby, you can run and hide. You got my heart on fire. Replace it with the only light. Mie când aveai de gând să-mi spui? Eu am întrebat de un Leonardo Pulcini, dar mi-au spus că ai un curs. Mă bucur să te văd. Și eu. Și? Ce curs ai? Despre vorbitul la telefon în timpul condusului. Există un curs despre așa ceva? Da. Adică noi folosim 80% din creier pentru activitate principală și 20% pentru una secundară. Dar, de exemplu, dacă te cerți cu cineva în timp ce conduci, folosim 80% din creier pentru ceartă și 20% pentru condus. Am înțeles. Promit că nu o să mai vorbesc la telefon în mașină. Da, și sper să nu te dai nici măcar cu ruși. Adică tu crezi că femeile folosesc 80% din creier să se dea cu ruși? N-am zis asta. Oricum orice spune acum ar suna misogină, așa că mai bine te scot la o cafea. Bine. Du-te, rog, asta la bucătărie. Fete, ne-au ajuns și tu pe fata asta să pună masa? Stai așa și te uiți ca blendă? Nu sunt slugă la țigani. Obraznico! Ce-ai zis? Nu sunt slugă la țigani, auzi? Victoraș, puiule, ce faci? Ce faci? Treci așa ca trenul pe-n gară? Că cum nu dai și tu bună ziua, bună ziua? Ce faci, mă, tăticule? Ai venit să stai cu la mix, mă mai relaxez și eu? Da, de asta am și venit. Să fii atent, să nu-l trezești. N-a dormit toată noaptea, a avut temperatură 39 cu... Lasă asta. Cu 8. Auzi, puiule, dar tu nu mănânci ceva, mami? Nu mi-e foame. Nu tu. Dar nu vrei să bei ceva? Nu mă întreb. Nu tu, Victor! Drăguțule, dar zile și nouă, cum a fost cu nevastă ta la mare? Chiar. Nu vreau să vorbesc despre asta. De ce? Nu vreau. Aoleu. Ce-ai zis, fă? Auzi, mă lasă o altă oiesc, așa cum știu. Ce e? Nu ai fi pe aici. Știu, știu că ți-a fost rău. Știi că francezii mănânc omletă la prânz? Băi, Milo, tu ai fi fată bună, mă, dacă... Așa, dacă? Dacă n-ai avea un stol de fluturi în cap. Cine crezi că e? Nu știu. Ai vrea să fie Victor? Da. Nu, nu, nu. Da sau nu? Nu, 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 nu. M-aș surat de fluturile din cap. Da, cine? Bună, Pam! Nu te așteptam. Nici n-aveam de gând să vin, dacă nu le și n-am de fete. Dai și mie un pahar de apă să trească. Da, ia. Salfetiță, nici te-am văzut. Da, nu m-ai văzut. Normal că nu te-am văzut, că dacă dă neagră de supărare, sunt mai de tine, nu mi-ardea. Credem că ești negră de la bronz. Aha, ce simpatic ai fost. Dar cine te supără, mămică? Doruleț, care a zis că nu vrea să mai vorbească cu mine în veci. Auzi, zic din propria mea experiență că n-are niciun sens să suferi după un bărbat. Ce-mi spui mie de-astea? Tu vorbești?
tocmai că eu vorbesc. Vorbesc în cunoștință de cauză. Tu știi cât am tras eu de frate, tu? Nu cred să există o a doua proastă ca mine. A, dar chiar, ia zi-mi, ce mai face frate, tu? Nu mă interesează frate meu. Pe mine mă interesează problema mea. Bine, mă. Păi și care e problema ta? O să mă pun la bar. Eva, Doamne, ce dor mi-a fost de tine. Extraordinar. N-ai fost și îngrijorată? Hei, cred că mama merită să vorbești mai frumos cu ea. Tu ce te bagi? Te-ai măritat și un an n-ai mai dat pe acasă. Eva, te rog, aș vrea să ai puțină răbdare și să încerci să nu te mai enervezi. Să fii mai îngăduitoare cu părinții tăi. Iertați-mă că intervin, nu vă supărați pe mine. Sunteți pe o pistă complet, dar complet greșită, să știți. Adică, de ce ar fi ea îngăduitoare cu noi? Nu? Ce am făcut noi pentru ea? Practic, i-am dat viață, nu? Te-am îmbrăcat, ți-am dat mâncare, ce am făcut noi pentru tine? Te rog frumos, vorbești numai prostii, nu ne-au forțat copiii ăștia să-i facem. I-am făcut... Din dragoste. Oh, dar ce dragoste! Mi-e silă când văd cât de prefăcuți sunteți. Eu nu-ți permit să vorbești așa. V-am zis că n-avem cu cine să vorbim? Mereu au ceva de zis și comentează. Vreau să merg la mine în cameră. Și sunt foarte fericită aici, nu vreau să mă întorc acasă. Eva, stai. Ai revenit la problema ta? Nu acum. Stai! Bună, fetelor! Bună, bună! Dar ce faci, mă? Ai venit să te răcorești? Da. Păi și nu te bagi în apă? Păi mai întâi bea o bere să-mi fac curaj după aia. Păi nu te duce, mă, să aduci și tu o bere? Două, iau, pentru băieți. Hai, du-te. Haide, stai jos. Unde, aici, lângă tine? Da, da, aici. Și ce mai zici? Uite, nu mai pot de bine. Tu? Bună pe mine. Mamă, ce tare că ești aici. Da? Da, că mie nu-mi place să stau singur la piscină. Bună. Tu nu ești băiatul de la tenis? Depinde. Câți bani ai în buzunar? Nu mai am nimic. Nu sunt eu. Dați-vă și voi și-ți lungurile mai acolo, că vreau să stau lângă cumnata mea. Hai că vezi, mă dau la o parte? Cam da. Hai bine. Ce mă, și să mă dau la o parte? Ia băiatul, liniște. Ia uite că și tu ai tot cinci. Cine va să zic că se face nunta? Se face. Ce am avut și ce am pierdut, caprilii tot nouă sunt. Capre, vrei capre? Nu, păi am eu una Constanța la capre, una peste alta. Nu ne mai țin minte. Nu vreau numărul. Capre, nu. Deși brânza de capre e bună, n-are colesterol. Da. Ar mai fi ceva să-ți mai spun. Dacă îmi pun voaletă. Nu poți să spui voaletă, poți să spui că ți-e stă bine cu orice, cu coroniță, cu flori în păr, cu frunze. Cu... Dar ar fi ceva important să dar foarte, foarte important. Finul ăsta al meu, ăsta micu, Octavian. Da, nu mă interesează. Adică finul meu. Nu mă interesează. Dar pe mine mă interesează. Dar să-ți trăiască finul. Finul ăsta are o mamă depravată de tot. M-am gândit... Ce-i zice dacă l-am înfiat noi, pe bebe, pe Octavian, pe finuțul? Nu, îți face rău soarele? Nu, că sunt născut la mare. Păi cum te-ai gândit tu că eu o să mă apuc să cresc bastardul bărbatului Mirunii? Cum te-ai gândit? Mai este, dă-mi, hai. Nu vreau. Nu m-am gândit. Este adevărat, e vina noastră. Poftim? Eva este la o vârstă foarte dificilă. Practic, acum fetița se transformă în femeie. Și în familiile care se iubesc și sunt împreună sunt probleme. Dar nu-i lipsit nimic. Nimic, asta sunt fițe. La noi, în familie, toate au probleme hormonale. Ce să spun? Poate a lipsit tocmai afecțiunea dumneavoastră. Da. Știți, domnule Șerban, că sunteți persoana pe care iubește cel mai mult și în aceeași timp care acordă cea mai puțină atenție? V-ați spus asta? Nu cu cuvintele astea, dar treaba mea ca psiholog este să citesc dincolo de cuvinte. Doamnă Șepan, știți că Eva este copilul căruia ați acordat cea mai puțină atenție? Chiar nu e adevărat.
Eva zice că viața ei este decisă în funcție de ce vrea Luca. Nu dumneavoastră ați trimisul la Sfântnic Prahova cu Luca și colegii lui? Poate am crezut că o să se simtă bine și... Și da. Și să aibă grijă de Luca. Nu e treaba mea ce faceți dumneavoastră, dacă divorțați sau nu. Dar ceea ce cred eu cu certitudine este că Eva este un copil neimit. Nu, e adevărat. Că nu cred. Dar este adevărat că nu i-ați cumpărat roche la nunta surorii ei? Și a purtat o roche veche? Eva, tu ești sigură că vrei să rămâi aici până la 18 ani? Nu, îți dai seama că nu. Și atunci de ce ai făcut chestia asta? Ca să se împace ăștia doi. Eva, eu cu urechile mele am auzit când tata a zis că el nu strică viața pentru niște copii și tipa aia cu care e îi dă aripi să zboare. Poate a zis și el la negri. Nu crede, mă, e pe bune. Și ce vrei tu să faci e o adevărată nebunie. Vrei să aduci doi oameni împreună care se ceartă, urlă non-stop unul la altul, nu se înțeleg. De ce? Vrei să nebunim și noi pe lângă ei? Dar cum o să fie viața noastră fără tata? Mai liniștită. Pe tine oricum te doare în cot, că tu ești măritată. Azi am depus actele de divorț. Dar vezi că e secret, doar tu știi. Sărmâna. Așa. Și ia zi tu. Copilul ăla mic e al lui Victor? Dar de unde vrei să știi el, Emiliu? Lasă-mă. Așa e, nu știu. Că până acum am fost plecat la Sfântnic Prahova cu sormea. Și când ne-am întors, ce să vezi? Tata divorța de mama. Victor avea un copil și Miruna... Și Miruna? Miruna era spărată. Auzi, dar că tot de ce a divorțat? Are pe una blondă cu casă și piscină. Păi, dar mai termină-mă. Termină-mă cu povestirile astea, mă, că vreau și o să dor. Dar lasă-mă copilul în pace, zi, mă. Ce să zic? Zi, nu știu, Victor e așa supărat tot timpul sau e vesel? Nu o să-ți răspund. Asta pentru că nu stau tot timpul cu el, înțelegi? Mai tăcut. De ce mai e? Eu nu vreau scene la piscină de-aia. Pădurule, te sunt judeci situația asta greșit fără să știi adevărul complet. Bă, Pamelo, eu spun sincer că nu mă feresc de tine, eu o judec foarte bine. Și mie îmi plac femeile corecte, înțeles? De ce mai eu nu sunt corectă? Nu. M-ai înșelat cu Mickey Goga ăla. Noi am avut vreodată vreo relație în viața asta? Adică tu vrei să-mi spui mie că tu în mintea ta n-ai fost combinată cu mine? Asta? Păi și eu în mintea mea am fost combinat cu tine. Poate. Păi și de ce nu mi-ai zis, mamă, până? Că sunt timid. Păi și asta înseamnă că îl recunoști? Nu, nu, nu. Asta înseamnă că tocmai am rupt relația. Da? Aia din gând? Da. Și că m-ai înșelat cu Mickey Gula. Băi, deșteptule, deci eu nu te-am înșelat cu fraierul ăla de Mickey Goga, eu am fost închisă da, cu știu ăla. Știu că ai fost închisă cu Mickey Goga și așa m-ai înșelat cu Mickey Goga, că știu din sursă sigură, ai înțeles? Că mi-a spus mie balerina. Balerina? Care balerina? Manelistul. Manelistul? Care manelistul? Cântărețul! Care cântăreț, mă? Fă, pe tine te-a bătut soarele în cap sau am înnebunit eu? Mersi pentru bere. Și să vezi că și asta tot pe mine o să dea vina, bineînțeles. Eu ți-am spus că petreci puțin timp cu ea și acum probabil că o să petreci și mai puțin timp. Deci mie mai grav mi se pare că tu o ții bonă la micu, da? Am rugat-o să mă ajute atâta tot. Gata, ne aude lumea. Tu ca mamă, știi că ești mamă, ar trebui să știi ce se întâmplă în sufletul fetei tale, da? Nu să afli de la psiholog. Și tu ca tată, care-i treaba ta? Gata, vă rog frumos, o să divorțați și acolo puteți să vă certați cât vreți voi.
Du-te în treaba ta tu, tată, și mama, hai la serviciu. Întârzi. Ce să facă? Nu cred, asta e știrea secolului. Stai așa un pic, tu te-ai dai angajat? Dai voi, te rog, da. Nu. Deci te-ai angajat? Ce te-ai angajat? Ce știi tu să faci? Nu e problema ta. Ce știi să faci? La farmacie ești mulțumit? Doamne, deci eu mor dacă nu te văd pe tine farmacistă. Mor. O să vin să te văd farmacistă. Să mă aștepți. Să citesc, să fac prăjituri și să merg la cumpărături. Aoleu, Biblia. Nu sunt așa mai liberă și umblu vara fără chiloți. Pamelu, bine că ai venit. Fii atent, zi și mie așa o carte de la școală, de ce asta, de literatură. Zi și mie că sunt cu bărbații pe felii aici. Carte zi. De literatură. Da. Frații Jderi. Ce? Frații Jderi. De cine e ăștia frații Jderi? Hai fă să zice mai bine de frații Becali, că poate știe toată lumea, a? Frații Becali, da. Ce faci? Ce faci, Pamelu? Dar ce faci? Vom distrugi viața? Eram cu bărbații acolo. Zorico, te rog eu frumos, nu mai minți, Zorico. Tu nu știi că minciunile nenorocesc viețile oamenilor? Aoleu, ia uite-te și la asta. Dar ce-a pățit, Doamne, iartă-mă. Ia uite că s-a închis. Da. De ce pui 5 de cămări? Păi nu suntem 5? Eu, Luca, mama, tu și băietul. Băiatul nu mai vine. Da, de fapt, lasă al cincilea tacăm, că vine logodnicul tău, nu? Aoleu, am niște emoții, deci nu știu ce rochi să-mi fac, ce pantofi mă ajuți? Da, te ajut. Auzi, da, tu pe bune vrei să te măriți? Nu, am tăiat frunzi la câini. A, să vezi cu ce idee a venit Tănase. Ce-a zis? Că să-mi fiem copchilul lui Victoraș. Dar nu că eu i-am zis că dacă nu, faci nu, asta, nu mai existi pentru deci mine. Deci eu i-am zis că nu sunt nicio nu formă. Deci tine. Nu, hai mă, Miruna, mă, că am zis că nu. Aflat eu azi că am un copil care nu e iubit. Of, Doamne! Uite, povestea asta mie mi se părea din filmele americane. Până mi-am dat seama că
E foarte important. Adică să nu se simtă singură, am înțeles asta. Dacă o fată și mama se iubesc, și mai ales dacă fata va căpăta acea încredere care va face să înțeleagă că mama e cea mai bună prietenă a ei, atunci să știi că vei afla tot timpul de la ea cum se simte, unde e, dacă e mulțumită, dacă e fericită. Da? Să rămână. Bună, Victor, ce faci? Nu știu dacă v-a zis Miruna ce s-a întâmplat între noi, dar... Ce cauți aici? Este ginerele meu. El e ginerele tău? Da. El mi-a omorât fata. E un criminal. Nu, nu e adevărat, nu am... A fost un accident de mașină, nici măcar nu eram eu la volan. În fine, n-are rost să discutăm și nu aici oricum. Îmi pare rău. Victor... Deci fata ta cea mare este măritată cu băiatul ăsta? Da. Nu, dar uite, vezi, de asta nu-ți merge ție bine. Băiatul ăsta aduce numai necazuri. Cine ești? Cineva important. Ce cauți în casa asta? Ce te interesează? Mă interesează. Vin. Am un copil din flori cu unul din casă. Care-i treaba? Ia vină tu cu mine. A venit! Încă o seară ratată. Miruna! Da, bune, știu că sunt foarte nesimțită. Foarte. Taci din gură, gata. Să știi că nu e bine ce faci. Taci din gură, am zis. Nu e pentru ea. Da, taci odată din gură. Bună seara. Bună seara, Miruna. Bună seara. Ce-ați făcut? Mulțumesc pentru invitație. Ce bine miroase, ce-ați făcut? Pentru tine, mami. Mulțumesc. Și eu mulțumesc de invitație. Te rog, ia loc. Tu ești supărată, Miruna? Nu. Mă gândeam. La ce? Îți spun după ce rămânem doar noi, familia. Am făcut o fripturică de pasăre, piept cu aripioare. Am și o garnitură, două, de orez și bulet de cartofi. Și am vrut să fac și un șoa la crem, dar mi s-o tăia crema, că e untul plin de apă. Ce faci? Bun, învățată cu un danez. Așa e, când trăiești multă vreme pe picior mare, ți-e greu după aia să-ți cobori nivelul. Iertați-mă, vă referiți la mine cumva? Nu. Dar de curiozitate, dumneavoastră, ce venit aveți? Adică, cât câștigați lunar, personal? Vedeți, domnișoara, sunt 3 milioane de români care au plecat afară. Toți meseriași, meșteșugari. E greu să mai găsești un instalator bun. Eu câștig 1500 de euro lunar, plus ce mai fac la servicii la domiciliu. Dar dumneavoastră prestați și servicii de amor la domiciliu? Miruna! Te rog să duci în camera ta acum. Haide. Adică nu. Înainte îți cer scuze. Luați loc. Îmi pare rău. Ia loc, te rog. Ei, doamne, trebuie să mă obișnuiesc. Da? O plimbare la ora asta? De ce nu? Serialul tău preferat începe acum.
Doamne, ce frumos ești! Lasă-o în pace să fie fericită. Avem o zi grea astăzi. Se uită mama. Și divorțează fata. Uite și o veste bună pe ziua de azi. Țigara nu era bună de ea? Rupem nunta. Mă, a închis. Tu chiar vrei ca George să fie tatăl nostru? Trebuie să spun ceva. Ar fi păcat. Așa crezi. Iertare.